Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Alice Macrina Cornea, coach în dezvoltarea carierei, psiholog, trainer, și astăzi vorbim despre o carte frumoasă în cadrul acestei campanii, Cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie, de Daniel Siegel și Marion Solomon, o carte publicată în colecția Psihoterapia. Iată un autor foarte, foarte îndrăgit, Daniel Siegel, cu această superbă carte, Cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie. Începem discuția noastră în contextul actual, firește, pentru că încercăm cumva să restrângem orice subiect sau orice tematică la contextul actual. Cum se schimbă oamenii? Cum se schimbă oamenii în funcție de un context social exterior? Ce anume îi face? Cum se schimbă de asemenea creierul? Vorbim și iată despre neuroplasticitatea creierului, un subiect, aș putea spune, tot mai des adus în discuție și invocat de către psihologi, de către coach, de către psihoterapeuți, pentru că este foarte important de știut acest aspect, faptul că pe parcursul vieții noastre, așa cum, iată, relațiile au o dinamică și o viață a lor, bineînțeles și creierul se schimbă, iată, prin intermediul neuroștiințelor și neuroplasticității. Ziua bună tuturor! Mulțumesc foarte mult, Sorin, pentru invitație și felicit încă o dată editura Herald pentru toate inițiativele de educare, mai ales în această perioadă în care suntem distanțați de diverse evenimente la care am fi participat în mod obișnuit. Dar pe principiul fără ai din ce ai, iată că folosim internetul și ne bucurăm să sintetizăm această carte extraordinar de valoroasă din perspectiva adunării, da, sub același titlu, a mai multe studii care vin să susțină această înțelegere cât mai complexă a ceea ce înseamnă creierul nostru. Și încă nu este epuizat subiectul, așa cum spuneai și tu, într-adevăr, studii din ce în ce mai dese, din ce în ce mai recente, spun că nu doar că venim, nu doar că construim și generăm neuroni noi, dar cei care sunt noi au capacitatea de a crea conexiuni noi și sunt foarte plastici. Deci, iată ce resursă extraordinară se află în interiorul acestui cap. Și cum știm că toate încep de la cap, da? Și inclusiv într-o companie, da? Dacă e să mergem și în zona organizațională, totul pornește de la lider. Deci putem să considerăm creierul liderul nostru, dar depinde cum este educat acest lider al nostru. În context, mă întrebai cum se schimbă oamenii. Asta tratează și cartea din diferite perspective, faptul că oamenii, indiferent de nivelul lor de educație, indiferent de locul în care s-au născut, indiferent de genele cu care au venit, toți sunt influențați și toate sursele schimbării vin din interacțiunile cu ceilalți. Și iată cum pandemia, care a restricționat foarte multe interacțiuni între noi, între oameni, ne duce la o întrebare. Cum s-a schimbat cu adevărat creierul nostru în această perioadă în care nu am interacționat decât cel mult virtual și foarte puțin, să zicem așa, controlat în situații concrete. Având în vedere că
n-am putut să călătorim, da? Atunci când suntem provocați în situații noi, când vedem lucruri noi, când ne conectăm cu oameni care sunt diferiți de noi, deci chiar sunt studiile citate în această carte, care subliniază că atunci când experimentăm diferențe, adică ne întâlnim cu cineva diferit de noi sau cineva care are o cultură diferită sau un mediu care arată altfel, poate copacii nu sunt la fel, poate relieful nu este la fel. Tot ce înseamnă diferență și ne provoacă pe noi să ne ajustăm, asta generează niște mecanisme de autoreglare interioară care surescită la nivelul creierului, excitație nervoasă este numită ea, să creeze neuroni noi pentru a aduce această adaptare. Fascinante explicațiile în carte și vă recomand tuturor celor care sunt interesați de a afla cum funcționează creierul și cum relațiile cu ceilalți ne ajustează, da, componența neurologică a minții noastre. Și de aceea corelația, sau mă rog, detaliile merg în zona de psihoterapie, pentru că relația cea mai de durată și cea mai profund orientată spre schimbare este cea dintre psihoterapeut și client. Da. Toate celelalte metode de schimbare și de ajustare personală pornesc de la relația de încredere. Și în zona de coaching, da, prima dată construim încrederea. Nu ar putea un client să ne urmeze ideile, gândurile și nu ar trece la treabă urmând un plan de acțiune dacă nu ar avea încredere în cel care stă în față, în specialistul în sine. Deci de aici începe totul. În consiliere la fel, da? Nu putem, celălalt nu se va lăsa însoțit de cineva în care nu are încredere. Și atunci baza este încrederea, da? Relația. Cum construim relația între client și specialist, da? Fie că el este psihoterapeut, că este coach, că este chiar și în training, dacă e să ne gândim, da? Mergem la un curs atunci când avem încredere în cel care ne predă. Și dacă nu avem încredere, plecăm după prima jumătate de oră de acolo. Sau mai nou închidem Zoom-ul și am plecat. De ce? Pentru că, din nou, într-un interval foarte scurt, și aici este maestria unui trainer, să reușească să capteze și să câștige încrederea și credibilitatea auditorului într-un timp foarte scurt. Psihoterapia și psihoterapeutul beneficiază de un timp mai lung pentru că această relație să se fundamenteze și să ajungă să instaleze, da, în rețelele neuronale noi schimbări. Deja am vorbit foarte mult. N-aș vrea să acaparez doar eu discuția. Nu, dar ce mi se pare interesant este faptul că, să spunem, din postura ta, da? Vorbim acum strict despre experiența ta profesională, faptul că ai punctat foarte bine și uite, este un aspect nou pe care eu l-am auzit, nu că nu-l știam, dar l-am auzit prima dată și e bine că l-ai adus cumva în discuție, când vorbești despre încrederea în ceea ce privește relația client-terapeut, dar nu numai această relație, dar și când vorbim, de exemplu, tu fiind și consilier vocațional. Da. Și atunci când cineva are nevoie, să spunem, de un soi de ghidaj, uh-huh, în ceea ce înseamnă reconversia profesională, da, poți să vii cu niște sfaturi pe zona aceasta de expertiză profesională, să afli de fapt care este structura acelui om, a acelei persoane și care sunt probabil abilitățile și capacitățile lui pe care le-ar putea dezvolta și potența în așa fel încât să meargă pe direcția pe care eu recomand și eu sugerez tu. Da, aici este o combinație de metode, pentru că consilierea vine doar ca prim pas, în sensul în care folosim instrumente, teste, chestionare, toată partea asta
de investigare, da? Destul de scriptică, să-i spunem așa, dar nu o lăsăm sterilă, ci o conectăm cu experiența cu care a venit persoana respectivă sau cu felul în care ea s-a dezvoltat pe parcursul tuturor experiențelor profesionale până în momentul de față. Și aici intră corelația cu coachingul, care vine în zona de conștientizare a resurselor, da, a tuturor diamantelor pe care le port cu mine, ca ulterior să le valorific într-o zonă care să mă caracterizeze. Și de aceea consilierea e doar o fază incipientă, da, pentru a duce mai departe în practică și în viața de zi cu zi implementarea vocații, implementarea însemnând a găsi domeniul și jobul și activitatea propriu-zisă care exprimă efectiv vocația acelei persoane. Deci este o combinație, eu îi spun coaching de carieră, pentru că are o componentă mult mai dinamică decât o are consilierea singură. Și atunci combinația dintre acestea două este suficient de sustenabilă încât oamenii să aibă planul de acțiune, să știe ce au de făcut, de implementat, chiar dacă nu imediat, chiar dacă nu sunt în faza în care acum să schimbe jobul, dar o pot face într-un interval de timp și estimăm și asta, ne dăm voie să previzionăm viitorul. Uite, mă gândeam la o întrebare oarecum provocatoare. Așa. În contextul actual. Cum s-au schimbat oamenii în pandemie? Așa. Ținând cont cumva și de episoadele, să spunem, depresive, de care mulți s-au plâns și pe bună dreptate, de nesiguranță față de viitor, de un soi de insecuritate. Nu mai vorbesc despre restricții, iarăși pe zona asta de anxietate. Și mă gândesc, oare oamenii, să spunem, peste ceva timp, după ce, sperăm noi, vom reveni la un soi, i-aș spune eu, de normalitate, da. Pentru că, de normalitate, dar da, mai normal. Pentru că probabil că ce a fost înainte de pandemie s-ar putea să nu mai fie în aceiași parametri. Iată, vorbim despre ceva care durează de un an și ceva, deci un an și câteva luni, și care a schimbat cumva întreaga omenire, întreaga umanitate. Uh-huh. Și mă gândesc, cum vor ieși oamenii după acest context, după această pandemie? Știi cum vor ieși oamenii? Exact cum ies copiii de la școală. Cei care au învățat și și-au făcut temele și s-au dus în fiecare zi, vor ieși mai pregătiți pentru viață. Alții care au stat mai mult în curtea școlii și nu prea au trecut pe la ore, vor ieși în viață și vor spune că ceilalți nu le dau locuri de muncă și că ce nedreaptă este viața. Cam așa vor ieși și oamenii din pandemie. Fiecare, după putința și disponibilitatea de a se uita la lucrurile din viața lui, care nu mai pot fi băgate sub preș, care vrând nevrând, oricât de greu ți-ar fi fost înainte, pandemia a scos la iveală tot ceea ce noi căutam să uităm. Să uităm prin ore suplimentare și veneam seara la 11 acasă, uitam prin concedii și city break-uri în fiecare săptămână și nu mai stăteam cu familia sau nu mai stăteam cu noi înșine sau nu mai zic de zona spirituală. Deci, practic, toate lucrurile pe care înainte contextul ne permitea să le neglijăm, e bine, acum au ieșit la iveală, fără niciun alt avertisment. Lucru care ne-a dat de treabă. Unora mai mult, altora mai puțin,
evaluarea ținut de etalonul fiecăruia. Da, pentru unii ce e greu poate să fie ușor pentru alții. Deci e foarte subiectivă evaluarea asta. Dar e clar că cu toții am avut de muncă. Dacă am parcurs munca asta și încă o mai parcurgem și dacă ne asumăm, cred că totul este despre responsabilitate, dacă ne asumăm că fiecare avem niște treabă cu noi înșine, s-ar putea să nu fie greu nici măcar readaptarea să nu fie grea și să nu fie greu să ne dezvoltăm mecanisme noi de adaptare. Dar dacă nu facem treaba asta acasă cu noi, afară o să dăm din nou vina pe alții, iarăși atenție la responsabilitate, o să cred că alții nu îmi dau libertate, că alții nu îmi dau suficiente resurse, nu îmi dau locuri de muncă, nu, dar ce-ai investit tu în tine ca să fii mai bun și să faci, să aduci o contribuție mai bună în lumea asta? Tot timpul ne întrebăm ce poate face altul pentru noi. Dar cum ar fi să schimbăm întrebarea și să ne întrebăm ce pot face eu pentru alții? Ce pot face eu pentru comunitate? Ce pot face eu pentru ca prezența mea în lumea asta să nu fie degeabă? Să nu fie... Și până la urmă, ce pot face eu și pentru mine? Pentru că dezvoltarea personală despre asta este. Adică nu las pe altcineva, nu că nu las, nu aștept cumva de la altcineva să... Da? Pur și simplu, eu trebuie să muncesc. Da. Și să-mi dau seama că atunci când... De fapt, asta e, dacă e să corelăm acum cu cartea și cu neuroplasticitate, este că situația asta fiind nouă, diferită față de ceea ce am trăit înainte, ne-a provocat să creăm mecanisme noi de adaptare, adică neuroni noi, foarte sugestibili sau ușor impactabili de exterior, de mediu, de relații. Și acum a depins foarte mult de noi cu cine și cât ne-am petrecut timpul, chiar și în online. Cât de mult am stat pe știri, cifre, rapoarte și așa mai departe, cât de mult am stat pe a citi, pe a ne introspecta, pe a ne dezvolta niște abilități, nu știu, a învăța o limbă străină nouă, a învăța, a te duce în zona de hobby, da? Să faci lucruri care te încarcă, care te împlinesc, care te conectează cu tine. Lucruri care din nou înseamnă ce? Diferit, noutate. Din nou îmi creez neuroni noi și neuroni pe care data asta îi provoc să creeze niște conexiuni ca să mă ajute în exterior, să mă ajute atunci când o să am o mai mare libertate în comunitate, în mediul meu. Și în felul ăsta, din nou, am fost provocat să vedem această diferență, da, între cum era înainte și cum este acum, da, cum e perioada pandemiei, ca fiind o situație în care putem crea neuroni noi. Putem să o vedem ca pe o situație care ne formează, care ne ajută să evoluăm, chiar și din punct de vedere neurologic. Acum, ce fac cu aceste noi semințe, da, adică acești noi neuroni, cum îi pun la treabă să mă servească, da, pe mine să fiu un om mai bun, ca ulterior să ies în lume un om mai bun, un om cu mai multe resurse, un om care servește, un om care mai depășește puțin latura egotică și nu se mai gândește doar la nevoile sale personale, ci se mai gândește și cum faptul că eu mi-am împlinit nevoile, pot să împlinesc și nevoile altora. Pe lângă psihoterapie, pe lângă consultanță în ceea ce privește propria dezvoltare personală, meditația, să spunem, și poate dorința noastră, o dorință autentică, asta e foarte important de subliniat, o dorință autentică de a fi mai bun, apropo de a ne pune în slujba comunității,
ne poate schimba creierul, ne poate schimba, să spunem, obiceiurile noastre. Și aici mă refer la tot soiul de obiceiuri, mai mult sau mai puțin sănătoase, la anumite programe mentale, la anumite tipare relaționale, la anumite condiționări sau la anumite convingeri sau credințe limitative. Absolut. Răspunsul este da. Ne poate schimba o acțiune până să ajungă obicei, este o acțiune. Să stau într-o poziție, să ascult o muzică liniștitoare, da, liniștită, și să respir. Nu e neapărat, nu e foarte multă inițiativă în zona asta, ci e doar o conștiență. A face treaba asta, din nou, diferit față de ceea ce făceam înainte la ora respectivă, ne pune în situația în care creierul generează structuri noi neuronale și chiar neuroni noi, ducându-ne într-o stare diferită, pentru că, evident, structuri diferite generează un biochimism diferit în corpul nostru, lucru care creează o relaxare musculară, o încetinire a ritmului cardiac, deci tot felul de schimbări fiziologice care, în contextul actual, s-ar putea să aibă un impact fabulos de puternic decât a mă informa despre cât de gravă este situația actuală. Da? Este o alegere. Și mă întorc la responsabilitatea despre care vorbeam inițial. Este responsabilitatea mea să mă ajustez cu reglementările. Sigur că știu că nu mai pot pe o anumită oră să am libertate prin oraș sau prin magazine, dar asta nu mi reduce mie responsabilitatea asupra ceea ce fac în timpul meu. În timpul pe care l-am. Ok, nu mă mai duc în magazin. Am câștigat niște timp. Ce fac în intervalul ăla? Da? De la 8 la 10, când stăteam în mall. Ce fac eu în restul timpului? Stau pe rețelele de socializare, scrolez ore întregi și de fapt n-am înțeles nimic ce-i cu viața mea? E clar. Sau pun mâna pe o carte. Sau pun mâna pe o carte. Totul începe de la educație. Apropo de convingerile limitative și toate aceste auto-sabotări pe care ni le facem, pornesc de la conștientizare. Ce mă ajută să conștientizez? Să-mi pun întrebări. De unde pot să-mi pun întrebări? Din niște texte, din niște abordări ale unor oameni care s-au gândit mai mult, mai în profunzime asupra anumitor subiecte și de la care pot să învăț. Căci totul începe cu educație. Și dacă mă educ cu privire la cum funcționează creierul meu, s-ar putea, nu e garantat, să capăt mai multă responsabilitate cu privire la cu ce învăț pe noi mei neuroni, care vrând nevrând a trebuit să se genereze odată cu schimbarea contextului nostru de viață ca urmare a pandemiei. Dar faptul că nu facem nimic cu acești neuroni, acolo este problema. Pe când îi pot, da, o activitate simplă ar fi să citesc în prima fază ceva care este de interes și captivant pentru mine. Și ulterior să-mi pun întrebări despre ce subiect mi-ar plăcea mie să cunosc. Chiar și dacă sunt interesat, nu știu, de industria muzicală, de industria mode, orice ar fi, dacă este acel domeniu de interes pentru tine, să citești o literatură din zona respectivă, industria, istoria evoluției unui anumit domeniu sau care sunt tendințele în momentul de față, toate reprezintă o formă de educație și dacă ar fi să te uiți la oamenii de succes din acele domenii, cu siguranță vei găsi niște ingrediente care să te ajute și pe tine să
aduci cu adevărat o contribuție în lumea asta, pentru că oamenii de succes au devenit de succes pentru că au adus o contribuție în lumea asta și au ajuns să fie recunoscuți pentru felul în care ei au împlinit o nevoie în lumea asta. A mea, a ta, a celor care ne urmăresc și așa mai departe. Deci au făcut ceva cu timpul lor, cu noii lor neuroni. I-au disciplinat într-un anume fel. Dragii noștri, o discuție foarte interesantă. Am vorbit astăzi cu Alice Macrina Cornea, coach în dezvoltarea carierei, consilier vocațional, psiholog, trainer, despre o carte superbă, Cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie, de Daniel Siegel și Marion Solomon, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc și eu, la revedere!